Emi, am să spun o chestie care poate nu te va preocupa atât, da? Sau poate că da. Așa trebuie să faci mai pe aici. Băi, da. Când eram copil mic, mama îmi spunea, când îmi vrea să mănânc, Papa Felix, Papa tot. Ce îmi punea farfurie, știi? Când îmi vrea să mănânc. Ou sau ce era? Panac sau... Bun. Am copil mic, în anii 80. După aia așa, îmi las și mie ceva. Mai îmi zicea chestia asta. Bun. Acum mama e moartă. De 13 ani. 12-13 ani. 2011. Și ce vreau să zic? Vreau să zic ceva. Vreau să zic că de exemplu, cum zice Ada, într-un cântec de-al ei, că eram nu știu cum și mâncam tot din farfurie. Nu știu dacă îl știi, în cântec mai câțiva ani. O trecut ceva timp. Înainte de COVID. Și ce vreau să spun? Mie îmi face mâncare tata. El face tot, el face cartofi, el îi curăță, el bagă brânza, el pune, face salata. Nu bun. Și acum gândul meu, ei, că mă gândesc la mama, nu? Să las și pentru mama duhul ei, știi? Ar trebui să las? Unii, noi pocăiții zicem că asta e ceva absurd. Dar ortodoxii lasă. Sau poate chiar și cat, nu știu. Deci bisericile de tradiționale. Bun. Dar să zicem că eu las seara sau vine când am băut lapte. Uite, de exemplu, să las puțin lapte până pe fund ca să vadă tata că îl iubesc. Păi nu. Pentru că până mâine laptele se strică, ce face cu el? Atunci, beau tot laptele care mi-l dă, mănânc mâncarea, ca să nu se mai chinuie el să mai înspele și vasul. Înțelege-mi cum funcționează logica asta. Pusacă.